Salutare tuturor, eu sunt Rafael și bine v-am regăsit la un nou episod de data aceasta ne jucăm Resident Evil 2 Biohazard. Am mai jucat noi 7-le, dacă nu mă înșel. Era 6 sau 7? Cred că 7. Le-am jucat pe canal, știți voi, acela cu bunicuța, care era first person și care mi-a plăcut foarte mult și am văzut că v-a plăcut și dumneavoastră. De astfel se lansează, nu știu dacă există de astfel, dar nu mai contează, astfel se lansează joculețul acesta și la momentul de față îl avem valabil doar ca și demo, îl vedem acolo 30 de ore, nu știu exact când se lansează, dar nu mai contează asta pentru că o să îl jucăm noi și atunci nu e problemă, dar până atunci hai să ne jucăm și să jucăm doar aceste 30 de minuțele, mi se pare foarte dubios, deci în primul rând, jucăm la maxim, maxat, ok? Și nu există rezoluție în jocul ăsta, deci mă duc la display, nada rezoluție, mi-a arătat decât chestia asta. Să aleg mărimea ecranului. Mă uit pe aici, nicio rezoluție, niciun nimic. Voiam să-l fac window borderless. Nu, pentru că face destul de urât când îl pun pe bară. Mai ales că am două placă de captură și două PC-uri. În fine, jucăm cu el maxat. Pentru că am două PC-uri, ar trebui să meargă foarte bine. Și avem doar 30 de minuțele. Haideți să dăm drumul repede story, ne bagă direct în pâine. Am făcut o mare, mare belea, băieți. Pă mare de tot. Jocul ăsta e un demo. De ce mama naibii te lasă să joci doar 30 de minute? Nu știu. De ce nu te lasă să joci cap coadă și e un demo? Nu, băiatul meu, se joacă doar 30 de minute aici, așa că baftă. Și ce a făcut prietenul vostru virtual, Irafael? Ei bine, m-am jucat 10 minute și apoi, fericit, mă uit la cel de-al treilea monitor să văd dacă filmează. Ghiște, nu filma nimic. God damn it. Și a trebuit să-mi bat capul jumătate de oră să-mi dau seama cum naiba fac eu să resetez playtime-ul la joc, băieți. Pentru că m-am jucat deja 10 minute, ok, zic, hai că nu ai 20 de minute rămase, dau restart la joc, țac, 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 facem repede totul la loc. Nu se poate să dai restart la joc. Hello? 30 de minute mai târziu suntem aici printr-o metodă magică pe care am descoperit-o. Vom da un speed run pentru primele 10 minute ale jocului. Ne uităm pe laptop, tipul ăsta, țaca, 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 se uită pe niște camere, ok? Nu o să mai zic nimic ca să vedeți și voi. There has to be someone here. Se împușcă cu un zombalău băiatul ăsta. Sper că se aude bine, sper că filmăm, sper că totul este... ok. O să mă prefac că nu știu ce se întâmplă, băieți. Mamă, cum i-a dat-o la zombie ăla, ești nebun? Deci noi suntem în main hall. În dreapta aici, trebuie să începem în cealaltă parte. I gotta find that guy. Oricum la început mi-am cam mirosit timpul pe aici pentru că nu știam ce să fac. Acum suntem direct pe speedrun. Iar mi-a ieșit cursorul de pe ecran. Ne zice că harta e folositoare nu doar ca să-ți arate locația și pentru altceva. Nu mai contează. Luăm asta. Meniul este foarte asemănător cu Resident Evil, cel din Resident Evil 7. Ok. Hai să mergem. Eu nu știu nicio poveste legată de Resident Evil decât ce am jucat noi acolo cu bunicuța în ăla 7-le. Dar așa eu nu am jucat niciodată Resident Evil când eram mic. Ăsta este un remake. Deci Resident Evil 2 este deja un joc. Dar l-au refăcut, e un joc ceva mai vechiuț, dacă nu mă înșel eu. Chestiile astea sunt lipite aici, n-ai ce să le faci. Ne ducem în direcția aceasta. Harta, vă facem cunoștință cu dânsa. Ne zice că în spate aici un semnul exclamării, dar nu avem acces. Așa că ne vom duce pe aici, tac, 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 în Watchman Room. Watchman, bun. Sper că totul merge ok cu filmarea asta, că dacă nu, îmi bag picioreta. S-a deschis, ne băgăm pe dedesubt. Îmi pare rău dacă se vede cam întunecat pe filmare. Sper să se vadă ok. În general, filmarea este mai întunecată decât ce văd eu aici. Hai, hai, hai. Că suntem la speedrunos. Sunt tare curios dacă jocul are în total 20 de minute. Uitați că deja am scăzut de timpul. Dacă jocul are în total 20 de minute și îți dă 30 de complete sau cum? Adică dacă dau un super speedrun... pot să trec mai departe decât 30 minute? Înțelegeți ce vreau să zic? Că nu cred că e jocul full aici. Ok, deci ne trebuie ăla, nu ne trebuie ăla. Hai să ne plimbăm. E sumbru, e straniu, e horror, băieți. Nu e weekendul horror, dar ne jucăm jocuri horror. Nu mai contează asta. You got this. Ușa asta o putem deschide. Doarme Gicu aici. Gicule, scoală, că a început școala. Pot să iau niște gloanțe de la el. Pot să dau combine. Super tare, ne uităm aici, apăsăm butonașe, se aprind luminile. Vă place gameplay-ul meu, băieți? Vă și zic dinainte ce se întâmplă. Avem aici la microfoane. Teste microfon, teste microfon, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Apăsați și voi butonașul de like dacă vă place episodul. Asta am avut de spus. Mergem mai departe. Încărcăm glonțul pe care tocmai ce l-am tras. Îmi place că în jocul acesta, cel puțin până acum, din ce am jucat eu la 10 minute,
nu ai probleme cu gloanțele. Pentru că în Resident Evil 7, abia dacă găseai gloanțe și trebuia să te chinui atât de tare ca să dai headshot. Și o altă chestie ce mi se pare ciudată la joc, este că dacă vreau să-mi dau senzivitate la mouse, intru la controls, nu există senzivitate la mouse decât să scazi accelerația asta și am scăzut-o la maxim și tot nu e cum vreau eu. Adică uite-te și tu ce naiba e asta. Ar trebui să fie super smooth, așa, să curgă, mă înțelegeți? Dar e ca și cum jocul vrea intenționat ca să o ratezi. În fine. Bă, aici n-am mai fost. Vreau la VG-ul. Trebuie să chemăm un tehnician. Oh, pot să găsesc ceva acolo? Oh, first aid spray. Credeam că am găsit fuse-ul acela sau cum se numește. Nu mai contează. Prietenul nostru este aici, îl vedeți, băieți? Drept în față. Jesus, man! Sper că ăștia sunt morți. O să mă prefac că nu știu ce se întâmplă. Oh, nu, trebuie să ne ajutăm prietenul. Haide, haide că te salvez! Haide! Wow, ce s-a întâmplat, băieți? Nu-mi vine să cred! Exact asta am spus când am încercat să filmez episodul. RIP monetizare! Ok? Pentru că în zilele de astăzi pe YouTube, dacă apare sânge, gata monetizarea. Nu știu, poate pe viitor o să încep să blurez cu totul imaginea la secvențe de genul ăsta să văd dacă ajută. Pentru că, de exemplu, i-am găsit carnețelul. Parcare, way out, cobor pe scaruș cu liftul și ai ajuns la statuie. Nu știu ce înseamnă asta, nu mai contează. Ne-am jucat 5 minuțele, ne apare în colț acolo. Ok. Vrea să intre mitică peste noi. Uite, bă, acum merge bine. Fii atent că merge bine senzivitatea acum. Hai, gata. Deci, fii atent când ții... Wow! Deci când pui ținta pe inamic, îți detectează și se aplică senzivitatea pe care nu i-am scăzut-o. Dar în rest, nu. Băi, lasă-mă în pace. Sau cum ar zice un prieten... Uite-l ăsta! Face și noi ceva? Fratele meu! Ce zombie ăsta de nu moare nici din 7 lovituri! Mitică! Îi pune multe o senzivitate asta... 3? Nu, stai, pauză. 3. I-am spart căpăul. Ok. Așa tare au craniul zombie, băieți? Deci efectiv nu trece glonțul? Pentru că în viața reală cred că dacă tragi un glonț direct, ești mort. Boing, așa ți se duce. Ok. Partea asta am mai jucat-o. Da? M-am dus aici. La băiță și după aia am ieșit direct. N-am intrat să văd că am un first aid. Ok. Și după aia trebuie să ne întoarcem. Vine Maricica. O să-ți dăm ție una. Două. Ce faci, bă? Stă leșinat. Presupun. Mai avem invitați? Parcă mai avem. Nu mai avem. Aici nu putem să punem nimic. Punem spray-ul? Examin, nu. Așa. Iar noi scăpăm acum. Nu am găsit acel fuse. Da, acel contoar. Nu știu dacă l-am ratat eu sau nu era deloc de găsit. Gee dang it! Și ne întâlnim cu un nenea polițistul. Mai țineți minte în Resident Evil 7 că aveam aghiazmă? Efectiv își dădea cu apă pe mână și se vindeca complet. Și că nu jucăm Walking Dead. Thanks. The Walking Dead. Marvin Brana. Leon Kennedy. There was another officer I couldn't. E ok, ai încercat să-l salvezi, dar n-ai putut. Yeah. Ofițerul care a fost strivit de ușă. Bun, până aici am jucat. După asta, am zis așa. Eram fericit. Filmez episoade, bă, și când mă uit pe monitor, nu filmăm. Câte minute mai avem? Hai, nu ne arată. But honestly, all you need to know is that this place will eat you alive if you aren't careful. Yeah, well, I was supposed to start last week, and I got a call to stay away. I wish I'd come here sooner.
You're here now, Leon. That's all that matters. Okay, Lieutenant. I'm ready. Kurac se zmlinili, najva. Narod maj sunđe. That officer you met earlier, Elliot. He thought this secret passageway might do the trick. Mm. This is good news. No, I am not the priority here. Lieutenant, I'm not just gonna leave you here. I'm giving you an order, rookie! You save yourself first. I'd come with you, but I'd just slow you down. Mm. Now, you'll need this. I can't take it. Stop. And don't make my mistake. If you see one of those things, uniform or not, okay, you do not hesitate. You do not hesitate. Or you run. Got it? Got it, chief. Yes, sir. Gata, am înțeles. Deci de aici nu știu ce se mai întâmplă. Nu am văzut secvența. Decât când ne-a ridicat la ușa acolo și a strivit zombiul. Mi se pare ciudat demo contra timp. Am luat un Huntsman knife. Cum e asta din CSG? Ok, combat knife. Equip on the inventory screen to use the, this knife wears you down. Wears down with use and will break when its gauge is... Oh, deci are... Ok. Deci se strică cuțitul după multă folosință. Space ready. Click stânga slash. Can be used to counter attack space when you are caught. Ok. Yep. Mi-a părea pe E. Space plus click stânga. Ready, sub weapon plus attack. Te tai. Ok. Bun. De acum nu știu ce neva trebuie să mai fac. Trap box. Deci aici tot nu avem... Oh, poate îl tai cu cuțitul. No. Ok. 10 minute jucate. Să mă duc tot acolo? Nu cred. Mi-a dat un notebook. Health and recovery items. As you take damage or health, monitor in the bottom left will drop a final question to danger. When in danger, quickly heal yourself. Aha, deci ne dăm viața de aici. Ok, unde văd? Deci ne-a dat o foicică. Asta ne-a dat? Sau cineva ne-a dat adinauri? Find a way to get underground. Cineva a întors mă așa. Am înțeles. Și asta nu o putem deschide. Pe aici? Trebuie o cheie. Mai sus ce se află. Mai avem uși sau ceva? Ba da, uite, avem acolo ceva. Ceva, băieți, ceva. De câte ori o mai repet. O, dar totul e blocat aici. Gloanțe. Nu, dar de ce nu mi... De ce nu mi-e de combine? Perfect. Bă, nu mai avem chiar așa multe glonțișoare, băieți. Păi bag sprint degeaba pe aici, nu știu, parcă îmi pierd timpul. Trebuie să... avem ceva aici, într-adevăr, de adăugat. Oh, simboluri. Vai de viața mea, view files. Da, am înțeles, deci, uite, ne zice statuia, trei simboluri, se mișcă și ieșim. Dar care sunt simbolurile, întrebarea? Oh, sfinte. Ne mai ducem până aici să vedem dacă găsim ceva. Ușile sunt închise, cred că are legătură cu statuia aia. Bă, măcar pe asta o împinge. Nu ne mai dai nimic, da? Underground trebuie să fie acolo, vedem niște tigrișori. Repede. Ah, eu văzusem altceva, mă. Oh. Eu văzusem aici, băieți. Asta văzusem eu. Și pot să adaug niște iteme, dar... Bă, dă-mi un indiciu. Find three medallions. Dă-mi un indiciu, un sfat, o chestie, o atenție. Oba. Am auzit ceva? Nu. Se pare că văd o umbră. Nu. Aici ce naiba e? Avem un, ca în Resident Evil 7, un chest. Simt că îmi pierd timpul aiurea. Ok. Asta trebuie să fie. Deci, coroana
Tigru și țapul ăla, ce naiba o fi. Cumva trebuie să ne dăm seama de simbolurile astea, 100%. Hai să vedem, deci avem asta odată, asta odată. Țapul. Iisuse Hristoase. Tu unde știi o ordine? Coroană. Tigru țap. Coroană. Tigru? Țap. Gideriet. A large ornamental medallion. Adorned with a relief of... ok. Și mai avem? Oare mă mai lasă să... Nu cred. Trebuie să mă duc în altă parte, așa-i? Hai să punem unul să vedem ce se întâmplă. Probabil nu se întâmplă nimic, dar... Cine știe? Pune-l. Aha! Check it out! Yeah, but the passage isn't open yet. True. Mai are cineva vreo sugestie? God damn it. De unde ne băgăsesc ce alte medalioane? Mă gândeam că poate mă tot pune să fac puzzle-uri aici, dar nu cred. Acum merge. Trebuia să dau click stânga. Wow, ce tare, băieți. Mă miram eu, bă, cum ne fac gruze medalioanele alea? 15 minutes played, mai avem 15 minute, trebuie să ne grăbim. Cam irosit ceva timp. Harta? Reception. Nu-i avea asta. Ok. Ala e în viață, mai mult ca sigur. Îi dăm una de control. Ah, nu e în viață. Imaginați-vă doar cum miroase, doar gândiți-vă la asta. Cum pute aici. Bă, de nu ai nevoie la chei în jocul ăsta. Era o... N-am luat bucata de lemn. Era în spate o bucată de lemn, bă, și puteai să baricadezi, mă gândesc. Nu am luat-o. Așa da. Da, nu avem lemnul ăla. Weapon locker keycard. Perfect. Pune-l acolo. Record of events. Ok, nu stă nimeni să citească asta într-un demo contratimp. Police Station F1 map. Perfect. Nu, stai că vreau să iau gloanțele. Sigur că nu pot să mă duc pe acolo, trebuie să mă întorc. Băieți, dacă vă place jocul de săptămână acum, nu uitați să apăsați butonul de like, chiar apreciez susținerea voastră și să știu și eu ce părere aveți despre joc. Mie personal îmi place, deci să știu când se lansează, dacă îl terminăm sau nu. Oare pot să le iau cu cuțitul? Ce ai făcut, nene? Că e degeaba asta. Mă gândeam că îi bag și eu cuțitul în spinare, ceva. Oare nu poți să-i lutezi? Ar fi fost interesant să iei câteva gloanțe, că pare polițist. Poate avea un pistol, nu știu. S-a blocat? Ceva se întâmplă aici, că s-a blocat. Aha. Crezi că mă păcălești? Ui, băiat. Son of a biznatch! Am mai jucat eu Resident Evil 7. Ce că lasă. Dar cum nu moare? Nu înțeleg. Atât de tare este craniu gunpowder. Ok. Ne putem crafta gun hand ammo, shotgun shells, mag ammo. Deci găsim și alte arme.
There's not a lot of ammo left around the station, so make good use. Oh, urăsc asta! Că rămâi fără gloanțe. God damn it. Iar s-a blocat. Da. Nu știu de ce am crezut că e ca pe znictiv. Că face un sunet când ajungem la numărul bun. Dar desigur că nu merge așa. Mai departe. Care a prins o viață? Ai mă, nu iar. Au ceva, dar nu știu unde. Oare dacă sunt mai aproape de el, îi dau mai mult damage? Cum nu moare? De câte gloanțe trebuie să-i dai? Ratezi eu ceva, băieți? De unde ne-a venit ăsta? A dormit aici și nu l-am văzut? Se pare că a mișcat ceva. Chiar ne irosim timpul. Am ceva în zona asta. Ok. La safe, cică, trebuie să fie codul. Poate era scris undeva. Credeți? Chiar nu știu despre safe, ce să zic. Deci chiar nu știu. Nu mai văd câte frame-uri am. Hai să ieșim înapoi pe coridor. 20 de minute jucate. Bă. Of course. Ok. Ce naiba aici? Mai multe coduri. M-ați mâncat. Find some spare keys and fix this right now. The keypad to the locker's terminal is missing a few keys. I suggest that the person responsible for this mess, you know who you are, bastard? Oh, lipsesc butoane. 2 și 3. What? 2, 0, 3. Shotgun shells. Avem asta. Use? Damn. Woo, baby. Sau să-l folosim pe băieții răi. Dar mie că nu apucăm, uitați-vă și voi cât de repede trece timpul. Cum ne va dau equip? Încarcă. 2, 4, ok. Merge puțin ca în ciudățel jocul, nu știu de ce. Bine și de optimizarea lui, desigur. N-are cum să intre. E grila pusă. What? Hai, 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 pune-ți ținta aia. Mai e unul deasupra. Hai să testăm măcar cu o bucată. Ce naiba să testăm, că e prea prostovanul ăla. Unde trebuie să ajung oare? Să oprim aia. Oh my fucking god! Am irosit și un glonț degeaba. Ok. Prea multe coduri, cod pentru orice. M-a luat acolo cu zombalău. Ok. Here. Ne trebuie rotița, valva. Flori. Ok, dacă zici tu. If you say so. Și avem două chestii aici. Dar ce e aia? De ce încă e cu semnul exclamării? A, asta e codul. Ok. Hai mai sus?
Combine. Vino încoace că vreau să-ți dau una în mufă. E careva aici, cred. Nu e. Interesant. Ce asta? O cheie. Pentru ce naiba e cheia? Your inventory is full. Cum naiba craftez sau fac chestii? Combine? Hai să-mi dau viață, poate? La mișto? La mișto te iau și melodia, nu știți, ok. Spider-Man! What the frick, guys? A venit zombală cu Spider-Man. Ce mai am așa asta? Combine. What? Ce ne am făcut? Am făcut gloanțe, că două combinate. Lemnul. N-avem unde să-l punem. Să baricadăm geamul. Thank you. Ce naiba aia? Bă, cât e casa asta? Ha? ASAP? I've got something to show you. It's important. Ok. Așa da. 25 minutes played. Come on! What? Încă e... Ai de viață. Abia mi-am folosit medkit-ul. Bă, mori mă odată. Ăștia nu vor să moară. Ce naiba asta? E cumva să mutăm astea? Nu mă lasă să-l împing, serios. Discard. Da. Ce naiba? A vrea să folosesc ceva. Ne mai trebuie folosit ceva ca să împingem și apoi să le scoatem așa, vedeți, într-o parte. Înțeleg. Ok. Aia a fost o lovitură bună. Clickety-clack. Ne-am întors la nenea, ok. Deci era scurtătura, că mă miram eu, cum ne-am întorc la el, o să dureze o groază. Hai mă, că filmăm acum. E bine. There you are. Come here. Take a look. Yes. I knew she'd make it. Oh, you know her? Yeah, name's Claire. I came into town with her. Oh. You can get to that courtyard. Through the second floor. East side. I'm on it. Thanks, Lieutenant. Mulțumim, locotenente, dar s-a încheiat demo. Well... Game mode, standard completion time, 21, cine mai înseamnă asta? Aici se termina demo-ul, de fapt? Nu înțeleg, completion time, ce înseamnă asta? Pentru că am jucat mai mult de 21 de minute. Habaram, îmi spuneți în comentarii, poate cât am completat din joc, de fapt? Sau progresul ceva? Nu știu. Pentru că ne-a zis acolo 25 minutes played. În fine. Poate se numără și din meniul la achievements. În fine. Băieți, cam acesta este joculețul. Dăm click stânga. Ne este din joc, oare? Find out more. I want to find out what's happening here. She's the one at Umbrella responsible for unleashing the virus. Seems to be evolving much faster than expected. You gotta be kidding me. God only knows what's down here. What the hell? Whoa! Let me go! I'll get
at you, you fucker! Yeah, F word. Sherry, I'm coming. I'm not handing over anything. Oh, Jesus Christ. Mama kutta vala era. You don't know what you're up against. The whole place is coming down. I have a pretty damn good idea. Seamănă cu Lara Croft, fata aia. Plus. This is Hunk from Alpha Team. Man, I thought you were all wiped out. Man. Man, oh man. Cine vrea un bloc de... Go to the product page to purchase this game. No. No. Să cumpărăm deja jocul. Știi ceva? Capcom sau cine n-aia a făcut joculețul acesta mai... Mi-ai vândut produsul, ok? E un joc bun, îmi place, decent optimizat. Sunt sigur că am mers în mare parte cu peste 100 de frame-uri acolo. A avut ceva spike-uri. Jocul pare interesant cu siguranță. Îmi place Resident Evil, mi-a plăcut foarte mult, păcat că numai din... Nu știu, mie mi-a plăcut foarte, foarte mult Resident Evil 7, ăla pe care l-am jucat de trecută din first person în căsuță. Mi-a plăcut super, super mult. Dar și ăsta pare decent, sincer. Și pentru cineva care nu a jucat niciodată de Resident Evil 2 ăla vechi, îmi place, nu zic nu. Deci când o să se lanseze, cu siguranță o să-l cumpăr, cu siguranță o să-l încerc și vom face câteva episoade, depinde de susținerea voastră, dacă vreți o serie întreagă sau nu, dar sunt tare curios să văd ce răspuns veți avea voi la episodul acesta în materie de like-uri și vizualizări, desigur și comentarii. Vă mulțumesc pentru atenția acordată, iar noi ne vom vedea data viitoare. Pa, pa!